Păi da timp ca să ieși. Salut, Marius! Ne auzim? Bună seara! Salut, Marius! Nu te supăra, dar eu plătesc, e roaming-ul scump. Așa, exact! Las că am verificat cât e. Nu e așa scump, dar mulțumim oricum că ai intrat. Da. Din fericire. Auzi, discutam, dacă asta e interesant. Din studio, bună seara. Salut, salut, Marius. Discutam următoarea chestiune, că ne-ai prins în focul discuției, te-am prins în focul discuției și aș vrea să știu și părerea ta, că tu chiar ai putea să îmi spui, pentru că nu numai pentru că ai fost la CFR, dar îți poți imagina o asemenea situație. A ieșit patronul, Nelu Varga, după ieșirea lui Dan Petrescu și a spus despre un antrenor, despre... Că nu e mulțumit, că nu i-a făcut nicio bucurie, că se lasă cu vrăjele, cu arbitrajele, că astea-s prostii, că i-a adus toți jucătorii, că a trebuit să curețe financiar după jucători, adus toate lucrurile. Tu, dacă ție ți-ar fi spus așa ceva, ai mai fi rămas la echipă? Nu. Păi, eram sigur. Era sigur că nu sunt. Nu. Păi cum să mai lucrez cu un alt fel de președinte care, din momentul care vine să iese pe post și spune astfel de lucruri despre antrenorul în care ar trebui să aibă încredere, dă dovadă că nu are încredere în el și că pune tot ceea ce se întâmplă ca rezultate negative în cărca antrenorului. Automat, grupul, pierzi grupul de jucători în fața jucătorilor, pierzi fanii. Și mie patronul fanii, cel care spune tot ce fel de suport. Păi patronul, tocmai asta spun. Okay, e patronul, și... cel care dictează. Păi, e spun că între, da, mă ascult. Deci... Bogdan Stelea, Bisticescu, Ion Crăciunescu și Radu Drăguț. Și plecai, da, și, da, plecai salut, și renunțai la o clauză de cât e? De 400 de mii? Niciodată. Ha. Că patronul așa a zis, ar trebui să renunțe la clauză. Nu, niciodată nu. Este un contract care trebuie să respecte cele două părți. Eu, în momentul în care mi-am făcut contractul la CFR, am făcut un contract cu drepturi și obligații și atunci am fost remunerat în momentul în care am fost îndepărtat. Dar deocamdată, din ceea ce citesc și eu prin ziare și prin media și mă tot informez, patronul nu a spus că vrea să se desparte de Dan Petrescu și că vrea să-l demită. Și atunci nu știu de ce se pune în discuție această clauză. La mine a fost clar. S-a despărțit de președintele clubului, s-a despărțit de 13-14 oameni din conducerea administrativă și staff-ul tehnic și am fost plătiți și remunerați, fiindcă s-a renunțat la serviciile noastre. Eu n-am văzut până acum că patronul Varga a declarat vreau să încheiem conturile cu domnul Dan Petrescu. N-am văzut așa. A declarat că este posibil să întâmple chestiunea asta. Așa cum a spus-o și Dan Petrescu. Da, așa cum a spus-o și Dan Petrescu, el a ieșit și a zis așa, spectatorii mă contestă, nu înțeleg, clubul trebuie să mă susțină, dacă nu, înseamnă că suntem proști și că nu mai vrem să câștigăm campionate, să fiu în Europa și vreau să mă întâlnesc cu ei, am dat telefon să ne întâlnim și dacă e, ne strângem mâinile și plecăm. Iar patronul a reacționat după aceea și a spus ok. De ce fel de oameni? Scuză-mă că te întreb. Eu am activat acolo și mi-am dat seama ce fel de oameni sunt și cu cine ai de a face acolo. În momentul de față e greu ca Dan Petrescu să continue activitatea și să fie focusat pe ceea ce trebuie să facă în continuare. Indiferent ce antrenor ar fi. În momentul în care patronul clubului vine și spune ceea ce mi le-ați relatat și dumneavoastră mai devreme și ceea ce a spus și domnul Crăciunescu, este foarte greu ca tu, antrenor, șeful vestiarului, să mai ai susținerea grupului. Cel puțin cei nemulțumiți vor avea un alibi. Fiindcă nu-mi spune mie că într-un grup de 25 de jucători, 30 sau cât, că eu am văzut CFR-ul, acum facem o paranteză. Păziți ce trece, văd cât un tablou pe la voi, pe acolo, cât o din asta, cu ăștia, cu mâinile în sân, cu tricouri frumoase, cu bine ai venit la CFR, n-am văzut în viața mea, transferă pe bandă rulantă. Da. Deci eu n-am văzut, nu știu, pe vremea mea nu se întâmplă așa ceva. Acum, de fiecare dată, bum, un jucător, bum, cred că sunt vreo 30 la antrenament, nici nu știu cum se pregătesc. Sincer, nu știu cum se pregătesc. E, în momentul ăsta, când conduci un grup
de 25 de jucători, există și jucători nemulțumiți. Jucătorii nemulțumiți vor avea tot timpul acum o ieșire. Și se vor da de partea cuiva. Fiindcă un conflict de genul patron-antrenor se răsfrânge asupra grupului. Mai ales că suporterii contestă antrenorul. Deci el nu are niciun sprijin. Care este sprijinul lui Dan Petrescu în momentul de față? Singurul Dea care a zis că... Eu nu văd niciun sprijin. Numai Deacă a zis că n-ar fi, dar nici el nu s-a pronunțat așa categoric. Neanelu, nu ai dreptate ce spui. Neanelu, sunt de acord cu tine 100%. Neanelu, Dan, Deacă a spus și la mine când am plecat. Când a spus și la mine și l-a spus în cercul răsfrâns, a zis unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat și cele mai frumoase antrenamente care le făceam. Adică asta a spus și la mine. Dar nu se implică. Deacă credeți vreodată că se va duce și va spune să rămâne Petrescu sau Șumudică? Deacă este un jucător super profesionist. Nu, stai, te întrerup. Te întrerup și nu ca să respectăm adevărul. Deacă, din potrivă, a zis că nu se bagă. Aici nu mă băgați pe mine în poveste, eu sunt jucător, exact. Nu vreau să spun cine să vină, cine să... Serios, a spus-o aseară, putem să ne declarăm. Este un antrenor bun, e, bine, ce puteți spune, un antrenor prost. Putare dacă el nu se bagă pe urmă. Da. După ce... Da, da. Deac este un super profesionist, un antrenor care nu-ți vede decât de antrenament, care e primul la sală, care după antrenament iar se duce la sală, un jucător care vrea să aibă longevitate în activitatea sa profesională. Șumi, vreau să te întreb ceva. Un jucător care... Scuză-mă că te întrerup. Tu ai văzut vreun meci al CFR-ului? Acum, în ultimul timp? Toate. Și îți place ce joacă CFR-ul? Foarte slab. Ah. Interesant. Deci, din punctul meu de vedere, ieri au avut doar 15 minute în care puteau tranșa jocul, ieri au avut 15 minute bune în prima parte cu Piteștiul, dar în același timp și i-a prins descoperit pe faza de apărare. Au avut niște ocazii unul contra unul cu portarul, au adus un portar foarte bun. Dar eu ce vreau să vă spun în momentul de față, că asta e filozofia lui Dan Petrescu, nu trebuie să placă ochiului. În fond și la urma urmei, ăsta e Dan Petrescu. Eu când m-am dus la CFR, am încercat să schimb. Eu am încercat să schimb ceva, să vin cu altă filozofie, să lucrez mult mai mult posesie, să dau încredere jucătorilor, să dau libertate jucătorilor în treimea adversă. Nu să joc vincie lungă, de exemplu, să controlez mijlocul terenului, să recuperez vincia a doua, ceea ce este o filozofie de joc. Și o respect, a avut rezultate. Este unul dintre cei mai titrați antrenori. Eu nu vin la dumneavoastră să-l bârfesc pe Dan Petrescu sau să încerc, dar fiecare antrenor are o filozofie de joc. Eu am încercat să o schimb. Începuse. Petri avea o altă exprimare, suporterii erau mulțumiți. Chiar dacă noi câștigam 3-2, de exemplu, vezi cu Craiova, vă dau un exemplu, sau primeam gol sau ceva de genul ăsta, dar marcam mai multe. Și aveam mult mai multe situații de a marca. Eu nu așteptam o lovitură fixă. Eu nu sunt genul de antrenor să aștept un corner să dau gol. Dacă vedeți în cariera mea, nu știu dacă de antrenor câte goluri am marcat din faze fixe. Chiar dacă se spune că se lucrează astea, nu, astea sunt și noroc. Se și lucrează, dar sunt și noroc. Păi în momentul când aruncă unul de la margine mingea până în careu și o șterge unul cu capul sau îi sare în mână ce i-a obținut 11 metri, nu spuneți mie că asta e lucrată. Nu. Dar eu aveam altă filozofie. Eu am încercat să imprim un joc ofensiv. Un joc în care să plec cu construcție, să încerc ceva. Mi-era foarte greu, fiindcă veneam după un stil aparte al lui antrenor, care a avut rezultate. Și nu trebuie să-l contestăm. Da. Numai că e situația actuală și încercăm să înțelegem... Ca și suporte. Am înțeles. Marius, ceea ce încercăm să înțelegem... Da. Încercăm să înțelegem cum se va ieși din situația asta. Că eu, sincer, nu, adică să se iasă și lucrurile să fie ca înainte. Eu nu reușesc să văd. Adică în povestea asta... Nu mai nu se poate ieși decât dacă probabil îi va plăti clauza sau se va ajunge la o înțelegere sau ceva de genul ăsta. Eu nu cred, dragoste cu sila nu se poate. Păi când, ce să... E greu. Nu vă dați seama. Când patronul este și spune așa ceva, la de mine n-a vorbit așa, de exemplu. Nu, la tine n-a fost povestea asta. Nu, pe ne-a surprins pe toți. Ne-a surprins pe toți. Că de obicei nu vorbea.
a vorbit în presă, după care a vorbit în presa scrisă, după care a vorbit la un post de televiziune la ProTV. Am spus înregistrat. Deci cu voce l-am auzit, că până acum puteai să zici că jurnaliști care trag, deși nu e ok să spunem asta, că sunt jurnaliști buni acolo unde el a vorbit, unde că cei care au reprodus. Radu, scuză-mă, este foarte important ce spun acum. Îmi pare rău că ne auzim sacadat așa, pe distanța mare. Este foarte important ce îți spune acum. Tu nu uita că patronul clubului a suferit un accident cerebral. Deci în momentul în care suferi acest accident cerebral, datorită stresului, datorită probabil altor factori și în general stresului, ce se întâmplă la echipă și când știi că ai să faci jos de bani, să-ți plătești angajații și că nu vin rezultate și că principala sursă de venit este campania europeană și veniturile de acolo, e clar că nu te mai uiți în urmă și începi și vorbești. Adică atunci când ai văzut tunelul? Când ai văzut deci tunelul? Omul ăsta a fost la un pas de a paraliza, frate. La un pas de paralizie. Dacă nu ajungea în timp util să-i se facă o injecție de dilatare a vaselor sanguine sau ceva de genul ăsta, se formea un cheac de sânge care se oprea ori la plămâni, ori la creier sau undeva și putea să vorbim de el la trecut, ceea ce e grav. Asta a făcut fotbalul din Neluțu Varga, vă spun sincer. Bun, dar aici trebuie să înțelegem că nu e Dan Petrescu vinovat, ci în general nu e fotbalul vinovat, că până la urmă trebuie să... Nu, e dramatic ce s-a întâmplat, dar trebuie să ajungi să... Nu, dar el vorbi din cauza de fotbal, sunt cauze mai bune. Vrea și omul să aibă o satisfacție și nu o are. Acum în vară a luat o grămadă de jucători, tot ce a vrut Dan Petrescu. Lasă că și Abramovici le-a luat în tuturor grămadului, că și n-a făcut atac cerebral, că nu la Liga Campionilor, nu știu câți ani. Radu, eu am spus că lucrul ăsta care i s-a întâmplat pe un fond de stres și măcinat de tot ceea ce a făcut pentru binele echipei și pentru tot, neavând rezultatele scontate. Eu n-am spus, poate asta e într-o proporție mică ceea ce s-a întâmplat, stresul provenit de la echipă. Dar contează. Eu spun ca antrenor, cum mă consum pe bancă și îmi spun toți. Băi, o să pătești ceva la un moment dat. Păi să spunea că e echipa cu cel mai mare buget. Ce e ușor? Eu n-am spus că Dan Petrescu e vinovat, că a făcut accident cerebral patron. Nu Dan Petrescu, ferească Dumnezeu. Dar în momentul de față, CFR-ul are cel mai bun lot de departe, cel mai numeros, calitativ, cantitativ, iar rezultatele lasă de dorit. Mă, nu poți să te joci cu poporul, știi cum e? Poporul s-a dus și l-a dat jos pe Ceaușescu. Mă, dacă lumea strigă demisia, mie nu mi-a strigat niciodată lumea demisia în viața mea. Mie nu mi-a strigat în viața mea, dar antrenor nu mi-a strigat niciodată demisia. Probabil dacă mi-ar fi strigat demisia, nu știu, mai reflectam la întrebarea care mi-a pus-o Stelica. Cred că mai lăsam și din banii aia și mă duceam la Nenuțu și zic, bă, Nenuțu, eu nu mai am viață aici, hai să-mi treba și hai să mă duc. Da. Va fi complicat de ieșit din povestea asta, da. E greu. Da, pentru că vehemența asta n-am văzut. Din situația asta. Fiindcă el nu mai are niciun sprijin, ți-am spus, niciun sprijin. Eu nu văd sprijinul lui Petrescu în momentul de față. Da. Sigur, se poate întâmpla orice, că am văzut și altele, da. Numai că va rămâne dâra asta, va rămâne această poveste, sigur, marca asta importantă în toată discuția. Bun, Marius, voiam să te întreb despre... Ca să vorbim, doar un singur lucru vreau să-ți mai spun. Ca să vorbim de antrenorul Petrescu, să nu înțeleagă greșit. Eu n-am nimic cu el și încă o să spun, este unul dintre cei mai chifrați antrenori datorită titlurilor pe care le-a câștigat. Păi da, deci este cel mai tipat antrenor. E cel mai important antrenor din epoca asta modernă, acum, în campionat. Exact, eu îl respect pentru ceea ce a făcut. Luăm o pauză, repede. Mă gândesc și revenim, că avem câteva lucruri discutate și o să vedeți și întâlniri interesante în continuare în această emisiune.
Am revenit alături de Marius și Mudică, sigur, Ion Crăciunescu, Bogdan Seaș și Radu Răguț în platou. Marius, mulțumesc mult, s-a întrerupt, dar voiam să întreb la final de tine, de Al Raed, de faptul că ai câștigat, că și de ce se întâmplă și cu Mitriță, care, de exemplu, joacă la tine, dar nu a fost convocat la echipa națională. Cum ți se pare această decizie? Da, să o luăm așa, în ordine. Da, am câștigat două meciuri și am pierdut două. Unul cu Itihad într-o fază fixă la un corner, apropo. Dar o echipă mult mai titrată decât noi, și aici mă refer în primul rând la antrenor, la Open 1, Espirito Santo, care a fost la Tottenham, World, care a fost la Porto. Deci sunt antrenori de valoare cu care mă întâlnesc. Și am pierdut 1-0, practic am reușit să-i anichilăm, dar la o fază fixă au câștigat, după care am mers la Etifax și ultima etapă am câștigat cu 2-1. Un meci deosebit de greu, o echipă care a investit peste 20 de milioane în transferuri anul ăsta și o echipă tot la fel titrată cu Calderon, antrenorul francez, peste 200 de meciuri în prima ligă din Franța. Ce să vă spun, din punct de vedere al lui Mitriță, revenind acum, joacă foarte bine, un tip care face diferența, practic rupe brazna sub el, calitate mare, în condițiile în care clima de aici încă există o mare umiditate, sper ca spre iarnă, spre într-o lună, așa spun, că vor scădea temperaturile și atunci cu siguranță și aportul lui va fi altul, dar joacă foarte bine atât el cât și Djokovic și Silviu Lung. Ne-au ajutat, lumea este mulțumită. Nu înțeleg de ce nu fac din echipa națională. Cum? Stai că nu s-a auzit. Mai spune o dată. Nu înțeleg de ce nu. Nu înțeleg de ce nu a fost convocat la echipa națională, fiindcă este un jucător care poate face diferența în orice moment al jocului. Eu de aceea nici nu-l schimb. Eu și dacă îmi joacă prost, Mitriță, dacă îmi joacă prost, eu îl țin 90 de minute. Îl țin 90 de minute, cum făceam și cu Ali Bek. Îl țineam 90 de minute, fiindcă era un jucător special care oricând îmi poate inventa ceva. Mitriță oricând poate face ceva. Este un jucător care se nasc, care depășesc adversarul perpendicular pe poartă, ceea ce sunt rari jucători ăștia. Eu nu l-aș fi spus la fel ca Maxim. Păi noi suntem nebuni. Păi Maxim are 90 de meciuri în Turcia și 42 de goluri marcate. Turbează toate cele mai mari echipe din Turcia să-l ia acum. Chiar dacă foarte mulți spun că 20 le-a dat din penalti. Păi să nu ratezi niciun penalti în decurs de 3 ani. Păi asta e o mare performanță, să nu ratezi un penalti. În afară de ce gol a dat acum cu Trabzon. Păi Maxim să nu fie la echipa națională. Păi nu vă supărați pe mine, cine are reușitele lui Maxim? Ok, eu sunt de acord că în momentul în care au fost la echipa națională, depinde de conjunctură, depinde de grup, depinde de antrenor, depinde de tot ceea ce se întâmplă, nu au avut rezultatele scontate. Dar noi, care este criteriul în momentul de față? Avem nevoie de rezultate. Cum să nu le iei pe Maxim? Cum să nu le iei pe Mitriță, care joacă la Unibet? De exemplu, Mitriță l-a avut adversar pe Tiseran, fundașul central care a fost la Fenerbahce și care au plătit pe el 4 milioane etifacul să-l aducă. Deci el întâlnește numai adversar de genul ăsta. Păi noi ce aducem? Jucători din serie B de până Italia, care sunt salarii de 10.000, în Italia 7.000? Păi, nu înțeleg, eu nu înțeleg criteria asta. Eu nu stau acum să vorbesc de Ed. Ed este un tip care se ocupă foarte bine de munca asta de birou, un tipicar. Am văzut că a fost în vizită la Ancelotti, poze, s-a documentat. Este un tip adaptat, un tip și îl respect din punctul ăsta de vedere. Dar selecția pentru echipa națională trebuie să o faci în funcție de rezultatele de moment și de ceea ce joacă jucătorii respectivi. Păi cum, Maxim, să nu le iei la echipa națională sau Mitriță? Nu înțeleg, sunt jucători care fac diferența. Poți să-ți dau o posibilă explicație? Hagi. Poți să-ți dau o posibilă explicație? Nu, dar stai puțin, plângem după Ianis. Lasă-mă puțin, ultimul lucru care vreau să te spun. Noi plângem după Ianis Hagi, că de 4 luni este accidentat, jos pălăria, un tip la fel care îți face diferența. Și care este accidentat și plângem după el. La fiecare interviu al lui Edi Ordănescu văd că plânge după Ianis Hagi. Până după Maxim sau după Mitriță, jucători care îți fac diferența, nu că i-am antrenat eu sau că i-am antrenat eu. De ce nu ne punem întrebarea? Eu nici n-am văzut componența lotului, că mi-a fost și pe unii nici nu-i cunosc, nici n-am auzit de ei. De Boloca ai auzit? Cine? De Boloca! Nu, nu. Nu. N-ai auzit? Nu. Daniel Boloca de la Frosinone.
Nu, n-am auzit. Da, e adevărat, sunt mulți buni din serie B. Poți să-ți dau mijlocaș central. Poți să-ți dau o explicație posibilă. Nu spun că e explicație oficială, nu spun că mi-a zis-o cineva, dar cumva am captat așa din multe lucruri sub text, sub strat și spuse, nespuse. E vorba și de atmosfera în vestiar. De felul cum reacționează la ce li se spune când li se cere să facă ceva. De felul în care, nu știu, vin cu ce trageri de inimă vin. Nu e numai despre reușite, cât despre implicare. Cam asta bănuiesc că ar putea să fie o explicație importantă. Dacă mie îmi spuneți că există un jucător care intră pe teren sub tricolor și cu tricou echipei naționale pe el și care nu dorește să aibă implicare 100%, înseamnă că trebuie să ne punem un pistolul la tâmplă și să ne tragem un glonț în cap. Dacă tu, ca antrenor, sau tu nu poți să aduci la momentul respectiv jucătorul să-l aduci la capacitate maximă și focusat să dea totul pentru tricou. Păi cum, atunci de ce mai stau cu mâna la inimă când cântă imnul? De ce mai deschid fălcile alea și cântă imnul cu toată puterea din adâncul sufletului? Nu spune mie când începe meciul că nu există implicare rară. Asta e o prostie. Exact ca și cum zici că ai 3 salarii restante. Păi ce să zicem de Hermannstadt? Hermannstadt sunt la un pas să se dezintegreze. Și uitați-vă unde e Hermannstadt. Pe aia când intră pe teren, Hermannstadt o să mai gândesc că n-au luat 5 luni salariu? Hai mă! Nu, dar nu, era vorba de tot ce sunt. Sigur, când intră pe teren vor, bănuiesc, nimeni nu cred că poate să-și imagineze că nu vor. Tot ce se întâmplă pe lângă și care cumva setează o atmosferă care n-ar fi neapărat cel mai bun. Eu vorbesc cu Mitriță zi de zi, eu vorbesc cu Maxim aproape zi de zi. Nu s-a întâmplat nimic pe lângă, din partea lor, spun eu. Ok. Îți garantez. Voi asta mai întreb îți despre... garantez că atât Mitriță cât și Maxim își doresc enorm să facă parte din selecționata României. Își doresc enorm. I-ar fi venit și pe jos, așa cum le-a cerut Edi Iordănescu, jucător de acum... Să vină națională cei care vor să vină și pe jos? Arabia Saudită mai greu. Mitriță, cred că i s-ar umfla glezdele de aici să ajungă pe jos până acolo. Ar veni cu glezdele umflate, da? Cred că ar veni cu orice. Ar veni și cu, nu știu, ar veni cu orice. Ar veni și ar dori. Era foarte afectat. Mitriță este foarte afectat că nu este chemat la echipa națională. Da. Acum... Bănuiesc că și ar trebui să gândească că ar putea să producă mai mult, nu doar funcție de antrenori, să producă ei mai mult la națională. Că într-adevăr și noi ne așteptăm de fiată când vin, când erau convocați la ceva. Dar cine produce la echipa națională, Radu? Că eu n-am văzut. Cine a produs la echipa națională? Bun. E adevărat. E adevărat. În ultima vreme n-au produs. Dar tocmai ei, pentru că sunt ceea ce credem noi despre ei că sunt. Oameni, vorba ta, care scot din joc, vertical, adversari și mai departe. Și ce se întâmplă? Maxim, de ce nu fi de la națională golul ăsta pe care l-a dat acum? Păi nu știu ce să... Eu știu cum a ajuns acolo să driblezi 3-4 adversari și să o pui cu latul așa frumos la colțul lung, gen Ilie Dumitrescu, gen, ce să zic, Del Piero. Păi mai... Scuză-mă, dar... Unii care sunt la echipa națională acum nu știu dacă au dat nici la antrenament. Da. Voiam să te întreb și despre cealaltă echipă. Și contra lui Trabzon. Da. Voiam să te întreb despre cealaltă echipă europeană, FCSB, care a reușit să se califice după ani buni în grupe, dar merge și, sigur, acolo se joace cu echipe tari, cu West Ham, cu Anderlecht. A pierdut cu West Ham după ce a condus-o 2-3 de joc. A fost egal lui Anderlecht pe teren propriu, dar în campionat șchioapătă, ca să zic așa, era o victorie din 9 meciuri. Și unii se tem că nu prinde play-off-ul. Ți-ai putea imagina că FCSB să nu prindă play-off-ul vreodată? Există posibilitatea să nu prindă play-off-ul. Dacă vor merge pe două fronturi, eu consider că n-au un lot echilibrat în momentul de față care să facă față în două competiții. Se întâmplă cu foarte multe echipe din Europa care au început campionatul foarte prost, sunt în subsolul clasamentului, dar uite, îți dau un exemplu, Nice, de exemplu. Nice, ce se întâmplă, unde era Reșilie sau astea, campionatul, demit antrenorul acum, sunt echipe, Sivas, ce se întâmplă, sunt pe antepenultimul loc în Turcia și nu mai îmi vin acum echipe. Dacă n-ai un lot echilibrat, de asta CFR-ul, revin la CFR, CFR-ul are un lot, poate să facă 3 echipe.
Dacă mâine se joacă și Cupa României și campionat în trei zile, de curs de trei zile, și asta nu trebuie să ne mai plângem că am mers cu autocarul, că am venit cu bicicleta sau cu trotineta aia care o iei de pe stradă la colț de stradă și pui te duci și pui cardul și mergi cu trotineta. Mergi și cu trotineta la CFR, că ai trei echipe. Poți să le faci. Pe când la FCSB, în momentul de față, nu sunt jucători care să ducă pe două fronturi, din păcate. Și asta ceea ce am văzut eu la momentul ăsta. Play-off-ul este sub semnul întrebării. Dacă, exact ce a zis Gigi, dacă se va întâmpla să joace și să sacrifice cupele europene, mă refer la conferență, să sacrifice această competiție, poate există șansa de a ajunge. Să nu uităm că iau două sau trei meciuri în minus, dar unul este cu CFR. Deci destul de greu. Dar la ce am văzut la Steaua acum, sunt probleme. Sunt probleme mari. Sunt probleme, în primul rând, pe axul central, la fundașii central. Acolo asta ne uităm și la niște săracul. Imagini, da, despre asta e vorba. Mă uit la Tam săracul, când l-a luat Markovic, mă s-a dus pe piciorul stâng acolo, că am văzut și în meciul ăsta, când te duci pe piciorul stâng, păi ce făcea Markovic de acolo pe piciorul stâng? Te duci, faci faul de la spate, n-ai voie să ataci așa. Îți place n-ai voie, Markovic? Adică au probleme în fundașii centrali, poftim? Îți place Markovic, Umin, că mie îmi place. Unul dintre cei mai buni atacanți care am văzut în România. Din punct de vedere tehnic, unul dintre cei mai buni atacanți care folosește ambele picioare, știe să-și folosească corpul de o inteligență ieșită din comun. Păi uitați-vă ce a făcut acum, cum scoate penalti. Se duce pe piciorul stâng, își dă seama că își închide unghiul și pune piciorul drept în fața lui să scoată faul. Așa ceva, la vârsta lui, la tinerețea lui, nu poți să o faci decât asta o câștigi cu timpul. Cu timpul. El a făcut-o la vârsta asta. Este un lucru extraordinar. Da. Voiam să te mai întreb în încheiere despre Rapid. Dacă îți place Rapidul cu Mutu, care este la egalitate de puncte cu Farul în fruntea clasamentului. Hai, întreabă-mă, că văd că mi-a apărut un iepuraș aici, că am depășit 50 de euro. Da, întreabă-mă. Bă, uite, te-am întrebat. Zim. Rapidul cu Mutu, dacă îți place. Gata, să știm nota de plată. Îmi place ce se întâmplă. Îmi place ce se întâmplă la Rapid, așa, ce se întâmplă acum cu acei conducători, cu fulare la gât, cu toată atmosfera, cântând tot stadionul, te împinge de la spate, cu ceea ce se întâmplă în jurul echipei, emulația, terenul, cu ceea ce face Mutu, chiar îmi place. A fost alegerea probabil perfectă, este susținut, am văzut și de familie, soția lui se bucură, se asta. Deci este ceva, un plus care vine din afară și care emană o energie pozitivă în momentul de față la Rapid. Au și oarecare doză de noroc. Dar norocul ăsta nu poți să ți-l faci decât dacă și joci și ești împins de public de la spate și ai unele principii. Mutu este o surpriză plăcută pentru mine. Nu mă așteptam ca Rapidul să fie acolo unde se află acum, dar ceea ce pot să spun, fără să minimalizez meritele Rapidului și ale lui Mutu și jucătorilor de acolo, care pe altfel pe mine mă bucură, fiind rapidist, campionatul este din ce în ce mai slab. Foarte slab, din ce în ce mai slab. Ceea ce se întâmplă în România, mergem din ce în ce mai jos. Și din toate punctele de vedere, tot ce înseamnă. Curios, au revenit spectatorii la stadion, au revenit suporterii la stadion, spectacolul lasă de dorit, plus arbitraj. Dezastruos. Suntem o rușine la ceea ce înseamnă vara, arbitraj. Acum o să mă întâlnesc cu Neanelu, să-mi dea o cafea, că e prietenul meu și îmi place ceea ce spun acum. Da, este o rușine. Ceea ce să stai 10 minute și să n-ai o linie, să vezi o linie trasă la ăsta și să-ți dai seama sau să nu știi dacă se dă hands, cum se dă hands-ul sau cum se dă, sau să dai penalti ăla pentru anumite echipe, că s-a întors unul. Stai, domne, dacă i-a dat cu barba în gură, dacă i-a căzut caninul. Astea nu, n-am văzut în viața mea. Deci, pe cuvântul meu, donare, e ceva de nedestit. Deci, penalti ăla suntem... lui companie, nu ți-a părut penalti. Nu, acolo este contact, este 50-50. Dacă arbitru vrea să dea, poate să dea, dar ai acum dreptate și cu bancul. Eu am zis 51 cu 49, să știi. Da. Săracul bancul i-a căzut și aparatul din gură.
i-a căzut și aparatul din gură, săracul Bancu, și s-a trezit și cu penalti. Ăsta când i-a dat, a venit mai de sus, așa că e mai înăltuș. Companiul, când i-a dat un cap în gură, l-a leșinat Bancu. Bancu nu știa cum să mai vorbească cu arbitru. Dar eu spun în continuare că este la latitudinea lui Petrescu. Petrescu este acoperit. Dar ce? Nu știu. S-au fost N faze. Să nu poți să delimitezi un offside. Adică da, nu știu cât mai costa sistemul ăla să trasezi cu linia când e offside. Cât mai costa? Totul e scump aici, mai ales că nu vrei să dai nici... Și nu sunt bani. A apărut lupul după iepuraș. Luăm o pauză. Trebuie să luăm o pauză, după care cred că o să-i mulțumim totuși. O să-i rog pe Coe să-i mulțumească lui Marius că... Trebuie, pentru că da. A fost... Nu, să-i mulțumesc că să nu închidem brusc convorbirea. Luăm o pauză.